Gata. Primarul general a anunțat că anul acesta este anul tineretului. A fost nostru, la toți stăți în Gheltine. Deci trecem peste pot, avem o... Peste pot trecem, deci avem de plantat arbori cu balot. Arbori sakura, deci este vorba de cireș și ceala japonez, care florește foarte frumos în primăvară. Ați văzut deja la Japonia, e în floare. Și anul și totul se floare de grabă. În Japon. În Japon. La Berlin, în Japon. Okay. Așa. În Japon. În Ucraina. În Ucraina. Deci, primarul general, însoțit de tineri, mergeți înainte, noi vă conducem, acolo este pregătit materialul subitor, plantăm, noi în spate mergem și fixăm arborii. Altă echipă merge partea stângă, avem de plantat, aici avem voluntari, plantează salci. De ce înseamnă salci? Din care se fac, coșurile astea, care panelurile, poamă. Deci acolo plantăm partea de lângă iază salcea. Și mai avem în adânc încă o locație, unde acolo spații verzi, iarăși cu voluntari și cu societate civilă, plantăm arbuști de salcât. Deci avem trei locații. Este clar, dumneavoastră, tineretul, mai mergeți cu... Mai aveți care au venit în ghetuțe altă? Da, acolo e tot ok. Nu este gloț, așa cumva. Nu este tot ok. Bărbații ajută să... Punem copacul în lung în gaură aceea, fetele bat de pat. Într-o ceas bun. Într-o ceas bun. Deci două secunde ca să vă spun. Aici, nu știu cine cunoaște zona, aici era un dezastru. Nu era nimic. Cine trăiește sectorul Buicani, cam totul era distrus. Da. Încă trei ani în urmă. Eu cred că la finalul acestui an o să fie unul dintre cele mai frumoase parcuri din capitală. O carte de vizită, cu adevărat un parc de care nu cred că mai găsiți în sud-estul Europei. De o asemenea amploare și amenajare. Vorbesc acum cu și mă bucur că este la Chișinău. Deci parcul la izvor este cu lacuri și izvoare naturale. De asta curățirea acestui lac, foarte rar necesită intervenția, nu știu cum, foarte complexă a omului. El se autocurat. Ele sunt multe, sunt 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 nu se vede, se termină la lacul Căscarului. Aproape de Digital Park sau uzina de tractoare sau începutul străzii Albușoara, cine știe pe unde e strada Albușoara. Cam pe acolo sunteți. Aici avem alei pietonale, asta este aleea diplomaților, deci veți vedea că aici au plantat practic toți reprezentanții misiunilor diplomatice și misiunilor acreditate ambasadelor la Chișinău, organizațiilor internaționale. Nu vă povestesc mult să vă plictisesc, acolo este o alee a etniilor, un fel de alee a prietenii, mai ales în contextul războiului și agresiunii ruse care avem la est. Noi suntem un popor foarte prietenos și ne dorim ca toată lumea să trăiască în pace. Iar mai departe, pentru că vrem într-un fel să dezvoltăm zonele care sunt noi pentru oraș și acum în cealaltă zonă, ca să știți, tot ce este după acest parc și până la Albișoara, până la Mihai Viteazu, de la Albișoara până la Ismail sunt planuri urbanistice zonale, planuri de dezvoltare urbanistică cu orientare mai mult pe zona verde, pe zona de siguranță și tot așa mai departe. Aici avem, cine n-a fost în partea cealaltă, puteți să mergem pe perimetru, avem cea mai mare și cea mai performantă arenă din lume de fotbal de plajă, din lume, accentuez. Alături avem foarte multe facilități sportive. Urmează și în anul precedent, anul trecut, am desfășurat campionatul european de tineret la triatlon, în not velo alergat. În acest an o să repetăm această tentativă și încercăm să-l amenajăm cât se poate de mult pentru diferite tipuri de sporturi care pot fi practicate aici. Volei, basket, tenis și multe, multe altele, cu facilități pentru copii la fel. Deci zona cealaltă va fi aranjate pentru diferite persoane, inclusiv cele cu dezabilități. Așa că aici am încheiat. Vreau să vă spun, iată, mesajul este asta pentru Chișinău, pentru parc, pentru zonă, pentru voi. Și sperăm că tot mai mult, mesajul este în spate, tot mai mult să vă spuneți unul la altul
aceste lucruri frumoase, să lăsăm supărările. Adică scuzați, extrem de frumoasă înainte și eu vă doresc să treceți și să vă realizați toate speranțele, cele pe care atunci când vă duceți la culcare sau cele pe care le știți numai voi sau cele pe care vă împărtășiți cu prietenii, fie că sunt personale, profesionale, oricare. Succes în viață și noi vă iubim. Hai. Succes! Hai! Unde e echipa? Trebuie să-i punem doar ceva. Hai, duceți-vă, fietele, și... Hai, des. Nina, trebuie să facem o remarcă, să fim foarte corecți unii cu alții. Nu toți copacii sunt plantați anul ăsta. Mai sunt plantați și un pic anterior. Am ajuns să vină cineva care a plantat și îl deamă numai ești cu alții până, cea mare 40 de ani. Nu-i adevărat. Așa. Domn primar, aici este mortar. Haideți, spune cum o să. Dumneavoastră? Da, primă și Pietru 1. Bun ceas bun. Eu cred că spate de turnat căldarea. Da, hai, Pietru. Întâi cu mortar, pur în căldare. Îi dăm așa câte un atât. Hai! Care ne ajută, băieți? Dar pot fi care din copii, că și cine ar fi un... Hai, Denis, că este... Du-te partea și ala. Dacă era ciocolată... Ia puține. Așa, băi. Întoarci căldarea. Gata, gata, ajunge. Hai, cine mai vrea? Eu? Da, 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 la noi acum... Și asta este? Tot procesul, da. Da, 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 da. A fost prima piatră de mine. Ciolopățâc. Wow. Da, prima lopățâc la de mine. Piste încălțăminte la primar. O las aici? Da. Luați-o, mă rog. Mulțumesc, veți obține ceva? Nu se prea ține. Hai să o țină cineva. Domnitor și căldare odată. Hai, el e... Da, Victor, la mine. Știu, băi, unde sunt? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Poftim, toți luați hârleță, deci... Hârleță, mănoși... Două hârlețe la un pom, câte trei oameni la arbori. Mănoși. Luați mănoși. Domn primar, poftim, primul arbori. Hai, Pietru, împreună. Hai, două hârlețe, Petru. Veniți, luați un hârleț, Petru. Dumneavoastră aduceți o căldare de apă, vă rog, acuși când... Păi, în apă, încet, șor, să nu fără încet. Așa, în dreapta. O leacă, așa. Stați așteptați tinerii.
Da, capușoară, băie. Acuș. Lasă să pornească toți. Primare la câte un arbore, fiecare trebuie să-l Hai, veniți aici și cine? Așa, câte doi? Hai, cineva încă unul, unul veniți aici. Așa, bravo. Bun? Cine a făcut? Dacă, Gheorghe. Prindeți copacii. Îndreptați fii drept. Hai, vină-n patină. Finișor, îndreptați fii dreptușor, bun? Și prindeți cu unii... Le punem deodată, dar le punem țăruș. Nu țuriți mult apă, nu știu, eu am avut apă de sub, nu trebuie. A pus apă? Să țin tot în capăt, nu e în capăt. Nu-i reglăm. Gata, bine, oricum e rare pământul lui. Ce înseamnă să ai mult? Gata, mai departe, mai departe, mergi mai departe. Răbde. Da, domn primar. Voi prindeți, nu? Nu, e ca acum, iată, îmi vreau să trebuie să spart ceva. Da, e o șafară. Băi, s-a spus apă aici. Aici? Da. Vezi că sunt și ei pe o parte. Băi, să spună ta pe aici. Hai să ne ocupăm ca să ne îndreptăm. Da, vezi la inerea ta parte. E bine, fata, hai să vină. O minută, dați apă, vă rog, o minută. Gata, ajunge aici, la urat. A fost pus aici? Da. A fost pus aici? Tot urmă. Hai, fie? Încă. Încă pământ, hai. Bravo. Așa, nu are cum. Asta ce râzia? Ce? Răboci cu asta. Nu e incinere, foarte. Atât, mulțumim! Noi mai departe, fixăm, noi nu facem de bine. Dacă luați din șapă, dacă Da, nu știu ce ți-a apărut, vă rog.
Nu turna atâta apă, cine? Nu m-a luat nimic. Băieți de bieți! Așa! Bravo! Veniți, că trebuie să găsați și că o fac. Vă fac și un video? Nu mai fel eu. De mult trebuie să faci istorie. Nătălița, Natalia. De la mor, nu are ea. Nu mă duc la bază. Frumos! Și George. Bravo, băieți! Pasă și așa. Cineva pasă și ciorul acolo. George, bun? O dobre, bom, parece que seria uma profata, não? Não, profata. Tô aqui. Tô aqui também. OK? Deu, eu não vou dizer isso que você. Já fixado, vá. São direto se betonês faz. Não é direto, mas é. Sim, vamos fazer um bom. Vamos no porto, vamos. Gata, băi, trebuie să noi facem. Deci de cum nu? Să scoate, nu-i probleme de înainte. Stați-o leac, stați-o leac. Scoate-o leac de pământ. Scoate-o leac de pământ. Scoate-o. Nu, îi preie la străpat. Hai, hai. Și simplu s-o rupă. Să vă leac, scoate-o leac. Gata. 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 Bun, stați-o leac. Apa. Copiii nu meargă și tinerii mai departe să... La Saucel? Da. Nu știu. Acolo noi mergem încolo? Da. Că să mergem încolo. Nu, că noi ne întoarcem. Da? Domnul primar, în această zi împreună, domn viceprimar, vine, lasă!
Aici avem un băiat modest, Cătălina îi spune, și șeful centrului la Râșcani. Haideți să-i urăm sănătate, că el s-a născut odată cu copiii ăștia, cu copiii ăștia de puieți în Alea Tineretului. La mulți ani! La mulți ani! Și să se realizeze toate cele puse în plan. Multă, multă sănătate! Eu vă mulțumesc foarte mult, avem un an foarte ambițios. Înainte avem foarte multe activități, programe, proiecte, centre, vizite. Și vă doresc doar împlinit. Și mai avem mult de plantat în Chișinău. Noi până acum avem obiective foarte bine trasate. Anul trecut am avut 100.000 deja de copaci plantați. 101. 101, tot cu tinerii, apropo. Da, tinerii l-au plantat lângă monumentul lui Ștefan cel Mare, la intersecția Bănulescu-Bodoni cu Ștefan cel Mare. În acest an continuăm masiv, vorbesc an de plantare, pentru că e un pic diferit de an de gestiune. Am început în luna octombrie-noiembrie, avem foarte mulți arbori și arbuși plantați și o să continuăm. Orașul vrem să devină pentru toată lumea verde și o carte de vizită în continuare, o capitală europeană veritabilă din acest punct de vedere. Noi vă mulțumim și dorim tot succes, succes și multă, multă perseverență în ceea ce faci. Mulțumim! A fost foarte rapid. Noi am planificat o oră, dar... Bun? Nu, mai avem de plantat. Mai avem parte ce mergem, să lansăm acolo. Alie, ieși? Hai! Da, dumneavoastră mergeți... Unde-s ceilalți? Domnul Roy! Hai, veniți încoace, domnul Tudor! Dar și un tânăr dat, că iese cu noi... Am discutat deja. Ați vorbit cu ei, da? Bine. Ne spuneți, hai veniți încoace, când sunteți gata. Da, spus. Suntem în sectorul Buicani, parcul la izvor, un parc care este deja o carte de vizită veritabilă pentru municipiul Chișinău, alături de alte spații publici și scoaruri și parcuri, zone verzi. Vreau să spun și să aduc aminte în ce dezastru era această locație. Astăzi, cu adevărat, toți cei care sunt locuitori ai municipiului Chișinău sau cei care vin, remarcă cât de mult s-a schimbat și acest lucru ne bucură. Împreună facem aceste schimbări, avem planuri ambițioase în continuare, sunt câteva etape. Este o zonă în care acum se plantează copaci, se finalizează aceste alei principale și această alei am convenit împreună cu tinerii. Chiar dacă a fost începută un pic mai devreme, este o zonă foarte mare în care am plantat în acest sens. Și... Așa, e proces de lucru, angajații se mai discut într-o formulă mai ridicată. Dar ne spuneți câți puieți astăzi au fost plantați? Nu știu exact cât aici au fost plantați, sunt foarte mulți pentru că astea sunt puieții de sacură, după care sunt puieți de salci, sunt puieți de salcâm. În această zonă câți, domn Tudor, avem? Aici 22, am continuat aleea asta 22 de puieți, de arbori, de sacuri cu balot. Vedeți, și restul și noi plantăm... Ele sunt, bun, pentru o alee de acest tip, sunt mai mult cu adevărat simbolice, dar avem 200 de salci, 1200 de salcâmi, deci doar în această zonă, chiar în această zonă astăzi. Astăzi. Da. Uh-huh. Dar în general, în Chișinău, câți? 10.000 de copaci este obiectivul. Anul ăsta 60.000 ne-am propus. Dar anul trecut, 100.000. Știu, cât ați plantat și câți au prins, dacă cunoașteți? Rata, în general, e de 70-80%. Am avut ani ploioși, în 21 a fost destul de bine, în 22 mai puțin, dar am învățat lecția din 21 și am avut grijă ca puieții să fie selectați mai minuțios. Așa că rata este de 70-80%. Ceea ce este o rată foarte bună pentru zonă, pentru, în general, pentru regiune. Înțeles, bine. Mersi mult!